surprindere ca să se pregătească, să nu-și pregătească apărare. Părinte, dragi, să ne spuneți ceva? Domnul Viorel, am rugămintea să nu plecem din fără scrisoare, sunt scrisoare în spatele dumneavoastră acolo. Și dacă cumva cineva dorește să cumpere vreo carte de acolo, să dați dumneavoastră. Dar nu acum, nu, la urmă, dacă le dau eu, dar numai dacă cineva se grăbește. Dar nu vreau să criticez deja discuția care a devenit, vreau să reflectez niște aspecte esențiale. Mai întâi să reluăm problema Sinodului de la Creta, că nu este clarificată în cărți din Sinodul. Sinodul acesta a avut un scop bine definit. Ortodoxia pe plan mondial este divizată în biserici naționale. Biserica Ortodoxă Rusă, Română, Sârbă, Bulgară, Greacă, Georgiană și de fapt, și Croață și deci poloneze și celorlalte, da? Autocefală. Da, autocefală în limba greacă. Ticluire din capul rog, adică sunt independente, așa. Da. Dar fiind independente, păstrează comuniunea. Adică unitatea canonică, dogmatică și cultică. Deci, pe plan mondial, așa, bisericile acestea comunică între ele. La nivelul sinoadelor. La nivelul sinoadelor, ierarhii din diferite biserici ortodoxe, din toate, așa, se întrunesc și abordează, analizează, comentează multe probleme, multe aspecte, de ordin dogmatic, liturgic, canon, disciplinar și mai departe. Deci, întâlnirea unui sinod ecumenic, ca general al tuturor bisericilor ortodoxe, este binevenită, este ideală, nu este paranormală. Da. Și de ce vă spun? Pentru că s-au creat anumite particularități în sânul fiecărei biserici ortodoxe. Diferențieri de natură liturgică, am putea să le spunem, în primul rând. Deci, sinodul a avut ca scop restabilirea, reglementarea, deci uniformității vieții liturgice. Și vă dau niște exemple. Noi avem nașpa comunii, nu așa? Rușii, bulgari, sârbi. Nu au nașpa comunii, știți cum asta? Numai noi și greci. Dar și grecii a fac excepții la regulă. Pentru că nașii la ei, la comunii, stau în spatele mirilor, a mirilor și a mirilor. Nu de-a dreapta, de-a stângă ca noi. Iată o divergență. Alt aspect care ne diferențiază. La noi formula de deslegare a penitentului, scaunul spovedanie, pe care o rostește preotul, când își pune mâinile pe creștetul. Pentru că de ce o să spune? Domnul și Dumnezeul nostru, toți cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, se tete pe tine, fiule, cu tare, se țepte ție toate păcatele tale, în evrei cu preotul duhovnic, te ești desleg. Grecia o altă formulă. Nu este identică cu noastră. Noi, rușii și bulgarii și sârbi, avea aceeași formulă. Ei, după aceea, la Sfânta Liturghie, centrul, nucleul Sfântului Liturghii este epicleza, rugăciunea aceea de invocare a Sfântului Duh, pe care o rostește preotul în taină când se cântă la strană pe imnul pe tinte rodăm. Se invocă, se cheamă Duhul Sfânt pentru ca să sfințească darul de pâine și vin în trupul și sângele Domnului. Așa? Prefacerea nu este fizică, metafizică, mai presus de simț. Și noi ne unim cu Hristos, dar realmente dacă ne împărtășim cu vrednicie, cu inima curată, așa sincer, eliberată de păcat. Da. Ei, înainte aceste rugăciuni epicleze, se rostește de trei ori troparul ceasul al treilea. Doamne, cel ce preasfântul tot Duh în ceasul al treilea, trimis apostolul tăi pe acela bune, nu luat la noi, ci înnoiește nouă celor ce ne rugăm zile, însoțit de trei stipe, da? Grecii nu au acest tropar. Noi, rușii, bulgarii, sârbi avem troparul ăsta, care precede rugăciunea epicleze, din invocarea Sfântului Duh. Grecii nu au, da? Apoi postul la Grecia este îndulcit, au multe deslegări, nu așa, fructe de mare, să nu uităm postul mare și unde bani. Iată niște aspecte care trebuiau statonicite, reglementate, formulate, clar, să fie unitate și o uniformitate liturgică întreaga ortodoxie. Pentru asta s-a întâlnit sinodul acolo. Acum m-a surprins, m-a frapat când dânsul Domnul de acolo a menționat niște aspecte, niște criterii, niște principii anticreștini, paranormale, cum știu ce, desfințarea botezului, discuția de biserică, cu o legiferare homosexualității, s-ar fi discutat, da, da, acolo, la Creta, nu știu. Nu la Creta, nu, m-a spus la Creta. La Strasburg. La Strasburg, la Strasburg. Da, bine, asta e situația. Deci, acestea au fost aspectele. Și s-au formulat acolo niște decizii, nu? Dar ele nu au caracter obligatoriu, pentru că nu a participat întreaga ortodoxie. Un sinod este declarat ecumenic, adică universal, când este reprezentată întreaga ortodoxie. Toate bisericii ortodoxe își trimite ierarhia acolo, reprezentanții acolo, își dau votul și își exprimă crezul unanim, consensus ecleziei disperse, consensul bisericii ortodoxe. Nu a existat. Această regulă nu s-a îndeplinit pentru că
n-a participat nici jumătate din pliromul ortodoxiei, din totalitate Bisericii Ortodoxe. Așa că votările de acolo nu au caracter valabil. Însă, Patriarhia a specificat și a formulat și a transmis prin mijloacele mass media că nu s-a denaturat tradițiile ortodoxe, nu s-a răstămăcit canoanele, dogma a rămas integră, cultul a rămas așa, integrul, așa, cu toate sărbătorii, cu toate rânduielile de cult, cu toate rugăciunile, slujbe și mai departe, nu s-a schimbat, nu s-a modificat nimic practic. Și atunci cei care se răzbună, se revoltă, fai de capul lor, să taie lor mintea, că așa apă rătenizii în area bisericii. Pentru că fiecare a considerat pe mintea lui întunecată de păcat, că e bine așa cum consideră el, cum crede el, cum intidează lui mintea lor. Bun, am încheiat subiectul acesta cu credul. Subiectul celălalt. Omul, educația, biserica. În epul mediu, dar mai aproape, în perioada iluministă, așa, vehiculau niște lozinci, niște paradigme legate de om. Era definit omul măsura tuturor lucrurilor, modelul, sau omul modelul universului. Formule, nu așa, da, menționate, da, de, da, create, da, de Voltaire și de alții care, da, specialiști, materialiști. Dar care om? Omul împătimit, cu mintea tunecată de păcat. Pentru noi, cine este modelul omului, educație? Este Iisus Hristos! Dumnezeu Fiul, Dumnezeu întrupat, Dumnezeu omul, care de aia s-a coborât pe pământ și a viețuit ca să se ofere pe sine exemplu de viețuire creștinească, umană. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune, fiți următori mie, precum și eu sunt următor lui Hristos, 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 16. Și Hristos se oferă pe sine exemplu, pildă, zicând, învățați la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și veți afla o dignă sufletelor voastre. Matei, capitolul 11, versetul 29. Mântuitorul a fost singurul om îndreptățit să spună despre sine. Cine dintre voi mă vădește de păcat? Ioan, capitolul 8, versetul 46. Deci, iată modelul. Iisus Hristos, Dumnezeu om. Dumnezeu om. Asta este. Și atunci, toți sfinții care strălucesc pe firmamentul bisericii, care sunt înscriși în calendarele noastre, au ca model pe Hristos. Model de curăție, model de sfințenie, model de iubire, model de răbdare, model de înfrânare, model de iubire. Fire de smerenie și mai departe, da? Și a modelat viața după exemplu divin de viața lui Hristos Dumnezeu. De aceea, în fiecare sfânt a luat chip Hristos, Sfântul Apostol Pavel spune, o fii mei, pentru care sufăr dureri de naștere, naștere spirituale, până ce Hristos va lua chip în voi. Noi suntem oameni creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa? Portăm noi chipul lui Dumnezeu, adică chipul bunătății, pecetea bunătății lui Dumnezeu. Și menirea noastră, scopul vieții noastre, este să ajungem la asemănarea lui Dumnezeu, prin faptă bună și prin viață curată, practicând virtutea, îndeplinind învățătura bisericii, prin eforturile noastre susținute de Harul Dumnezeiesc, care colaborează cu noi pe măsura credinței noastre. În Har sunteți mântuiți prin credință, spune Apostolul Pavel, după măsura credinței, așa, se nobilează omul, se transfigurează omul, se transformă interior. De aceea Mântuitorul, când se făcea minune, condiționa minunea de puterea credinței celui care solicita. Crezi că poți să faci aceasta? Da, crezi, Doamne, toate sunt putință celui ce crede. Deci, pe măsura credinței, lucrează Harul Dumnezeu în noi și noi, El vine eficient, roditor, acest Har. Așa? Și, repet, și Sfinții au spus că s-au și-o modelat viața după exemplu divin de viața lui Hristos. Că izvorul vieții într-o tine s-a sărășluit. Cu adevărat, Sfinte Nicolae, Sfinte Vasile, se spune în slujbe, în rugăciune, da, dedicate lor, în slujba lor. Deci, atât, modelul de educație creștină. Apoi, scopul vieții noastre creștine este dobândirea Duhului Sfânt, spune Sfântul Serafim de Sarov. Adică, eliberarea de patim, curățirea noastră sufletească, așa, și cu lucrarea cu Harul Dumnezeu până atingem nimbul Sfințenii, treapta cea mai înaltă a desăvârșirii, cum spune Sfântul, fiți desăvârșiți, precum și Tatăl meu, ceea ce este desăvârșit este. Sfântul Apostol Pavel spune, voia lui Dumnezeu este Sfințenia noastră, a ne feri noi înșine de toată desfrânare, de toată necurăția, a ne păstra vasele noastre, adică trupurile, într-o cinste, nu într-o patimă și poftă, cum fac păgânii care nu cinstesc pe Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 2, 3. Deci, acesta este scopul vieții noastre. Biserica a cultivat, nu așa, sentimentul religios în sufletele oamenilor, așa, i-a îndrumat pe calea desăvârșirii morale, pe calea ascensiunii spirituale, așa, până la atingerea
ultimii trepte a Sfințenii. Și nu este imposibil. Apanajul Sfințenii nu este apanajul pusnicilor, anahoreților, acelor de trași de lume, ci a fost și Sfinți care a fost căsătorit și a dus o viață ideală. Și o viață, o căsnicie așa ideală, trăit în Duhul credinței, nu așa, ale Evlavii, pe care recomandă Sfânta noastră Biserică, echivalează cu o viață monahală exemplară. O să ne pori Totimov, iubirea nebună a Dumnezeu, da? Iubirea taina vieții conjugale, spune că și viața celor căsătoriți, și viața monahilor sunt două căi de lumină care conduc către versantul paradisului ceresc. Omul este o ființă socială, nu se împlânește în izolare, retragere, ducând o viață individualistă, că simbolul rău este egoism, spune Shakespeare, așa? Da. Ci în comuniune, în societate, solidarizându-se cu ceilalți, participând în viața celorlalți, sprijinind pe alții, important ce rămâne după faptele noastre. După noi, ce am plecat din viața aceasta, lume veșnicii, la judecat, în tot întreabă, pentru că ați făcut una din aceștia mai mici mei, tovarășul nostru de viață, mijlocul cărora convenționăm, mie mi-ați făcut. Și Hristos se identifică cum au fost în suferință, se substituie fiecare dintre noi. Deci noi nu trăim pentru noi, pentru cei de lângă noi. Asta este sensul altruist al vieții creștine, iubirea. Deci, biserica a cultivat sentimentul iubirii în sufletele oameni. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de oameni care reprezintă sinteza întregii învățături morale, chintesența, da. Și în același timp, cu legătură cu taina căsătoriei. Dumnezeu a întemeiat instituția căsătoriei la facere. Când a zis, nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor potrivit lui și a zis din coastră la Adam femeie și a zis, creșteți și vă mulțiți și umpleți și mulțuri și stăpâniți. Facere, capitolul 1, versetul 28, ce face capitolul 2, versetul 12. Deci, în formă monogamică a întemeiat Dumnezeu căsătoria. Păcatul a degenerat instituția căsătoriei. Din formă monogamică a degenerat în poligamie. Și atunci a venit Hristos pe pământ și a săvârșit prima minune la nunta din Cana Galilei. A sfințit nunta cu prezența sa în Cana Galilei. Și spune fericitul Augustin, ceea ce Dumnezeu a instituit la creație, la facere, când a întemeiat familia, a reașezat și a instituit în Cana Galilei, sfințind nunta, legătura conjugală dintre soț și soție, care o preface prin procurarea Harului Sfântului Duh, într-o curantă și de săvârșită legătură morală asemănătoare cea existentă între Hristos și Biserica. Deci cei doi, așa, soț și soție, se împlinesc în cele ce propriu, își comunică gândurile, simțămintele, intențiile, se sprijină, se îngăduie și mai departe, da. Dar nici în doi comuniunea nu este desăvârșită, nu este de bine, ci în trei, și apare al treilea element în viața familiei, copiii, copii. Și atât avem soț, soție și copii. Și viața umană se modelează după exemplu de vin de viața Sfintei Treimi, care este treime unime și unime în treime, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, așa care se împărtășește de unica și aceeași ființă, a care esență și consistență este iubirea. Așa cum spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu este iubire. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8, versetul 16. Dumnezeu este iubire. Și omul este chemat, nu așa, să-și modeleze chipul Dumnezeu din el până la asemănarea cu Dumnezeu, să crească în iubire. În crescendo în iubire, asta este, reprezintă scara de săvârșire morală. Așa? Deci, să iubim pe cei de lângă noi. Când iubești de mod desăvârșit și sincer pe dușmanul tău, de așa te afli pe prima treaptă a Sfințenii. Spune cu mare părintea Biserică, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfinții iubeau pe dușmani, pe cei care prigoneau, pe cei care stingeau, care sunteau la moarte, la temniță, prăbătăi și chinuri. Îi iubeau de săvârșire. Pășeau la chinul cu zâmbetul pe buze, cu fața descrețită, cu fruntea senină. Și pentru că prin suferință și își pășeau păcatele, sufereau pentru Hristos. Deci suferința, jertfa lor, pecetuia adevărul de credință, adevărul învățăturii Sfintei Evangheliei. Da. Nu o suferință care demoralizează, care descurajează, care înnobilează, care întărește pe om, care îl purifică, nu așa? Asta este purtarea jugului Hristos, purtarea crucii. Fără cruce nu poate exista mântuire, nu poate exista sfințenie de desăvârșire. E, și familia este celula de bază a societății, așa o numim noi, da? Familia este o microbiserică, de aceasta a fost o prave sine. Taina aceasta, căsătorie mare este. Iar zic că Hristos în biserică, Efeseni capitolul 5, versetul 23. De ce? Deci, în comuniune cu Dumnezeu, în afară de Dumnezeu, în afară de Hristos, familia, așa, își modelează modul de viață, așa, că trăinicia, după exemplu ideal de viață lui Hristos. Îndeplinim poruncile lui Hristos,
păzind rândurile legii, care a statologit Hristos, urmând biserica, respectând legii bisericii noastre. Deci, în neîntreruptă și indisolubilă legătură cu Hristos, familia și împlinește rostul ei, creștinesc în lume. Așa, atingem așa menirea ei la care a rânduit-o Dumnezeu în viața în toate zilele. Ei, să nu uităm că, văzut că forțele acestea străine de duh ortodoxiei din Occident caută să ne dezbine, să distrugă unitatea ortodoxiei, nu așa? Biserica a fost leagănul în care poporul nostru așa s-a dezvoltat. Și de vedere uman, și de vedere creștin, și spiritual, și cultural. Biserica ce a fost? Mama spirituală a poporului român, spune mare poet Mihai Mărețu. Mănăstirile ce a reprezentat? Universitățile neamului. Mănăstirea au funcționat primele timpanițe, primii tablătători, primii naturiști, primii tablătigrafi, nu așa? Școala unde s-a desfășurat? În tinta bisericii. Care erau cărțile de căpătâi? Ceasrogul și saltirea, nu așa? Aici se decifra buchile, de care le spuneam, ține copilărie și tot. Avem foarte multe școli, în popul, deci în patria noastră, țara noastră, care au ființat în tinta bisericii și a mănăstirilor. Dintr-un începutul. Deci aici a fost factor educativ, educativ religios. În biserică. De aceea se lovește în biserică, pentru că biserica a cultivat ființa neamul nostru, biserica a dezvoltat, nu așa, și sentimentul național, dar și patriotismul, dar în primul rând a creat și a format identitatea noastră culturală, spirituală, ortodoxă românească. Ortodoxia s-a identificat cu modul de viață a românului, tihnit, pașnic, patriarhal, liniștit, cu privirea dreptată spre cer, nu așa, meditativ. Asta e specific ortodoxiei. Dacă noi nu am fi fost ortodoxi și am fi fost catolici, am fi fost niște sulgarnici ai culturii apusenii. Nu ne-am fi format o identitate noastră, o cultură noastră, propriu spiritualitate ortodoxă românească. Deci ortodoxia s-a identificat cu modul de viață a românului. De aceea se lovește în ortodoxie. Ortodoxia a fost cea care ne-a canalizat în veți. Și aici a educat familia. Ce educație a oferit biserica familiei? Castitate până la altar, la tare căsătorie, și fidelitate până la mormânt. Aceste două principii sunt reguli fundamentale de viețuire creștinească, ortodoxă, la noi, la români. Așa s-a rugat Dumnezeu să transpunem în viață aceste principii, principii morale. Fidelitate până la altar, deci de castitate până la altar și fidelitate până la mormânt. Mama, deci, are rolul primordial în sânul familiei. Ea este împărăteasa, regina familiei, ea oferă educație. Pe genunchi mari, mamei se prămădește cea mai nobilă făptură, omul, în care se reflectă chipul Dumnezeu, de se creeze caractere nobile, tari, să modeleze sufletele și conștiințele și... Da, da. După chipul Zititorului, în care se reflectă frumusețea cerului, iată menirea mamei. De aceea un mare filozof creștin spune, dă mamei bune și voi schimba fața lumii. Căci abandonarea mamelor la datoriile lor creștinești de a educa pe copii, de a crește în frică de Dumnezeu și de a toi în sufletele lor, așa, mrădița, de visecita credință și a dragostei creștinești, înseamnă demoralizarea unui popor. Și prin ce se demoralizează? Prin patimile cele de netrebici, de ocară, de căzute, peție, desfrânare, avort, crepătare copii și mai întâmplă, destrămare familiilor și mai departe. Aceste racele dezmembrează societate, degenerează omul, ființa cea umană, cea, deci, nu, cea mai nobilă, cea mai scumpă, așa, în care Dumnezeu, pe care Dumnezeu l-a creat după chipul său. Noi suntem creați după chipul Dumnezeu. Trebuie să ajungem la asemănarea Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu din om este asemănarea cu Dumnezeu în potență. Iar asemănarea cu Dumnezeu, spune Sfântul Vasile cel Mare, este chipul Dumnezeu ajuns la actualitate, la desăvârșire. Așa să ne ajute Dumnezeu. Bine.